be sipping on wine. I can see it in your eyes. No, no. Aș avea și eu niște informații. Imediat să chem acolo. Ok. Putem vorbi înăuntru? Bună ziua, domnul, ce doriți? Bună ziua, domnul. Am niște informații despre mafie. Stați că chem un coleg acum. Bine, cheamă pe cineva mai mare. Domnul, cred că o să vină. În cam cât timp? Așa mi s-a transmis. Ok. Domnul, n-a venit încă nimeni. Nu a venit domnul încă nimeni. Hai să deschidem. Imediat. Hei? Deschide! Hai că mă duc. Deschide ușa! Bună ziua, aveți niște informații de dat? Desigur. Unde am putea vorbi mai retras, să spun așa. Imediat, domnule, așteptați 2 secunde. Ok. Le spui colegul. Băi, dăm în gât pe băieții care au fost, cine a fost în mafie, mă. Da, au ajuns și momentul ăsta, renunțăm la mafie, băieți, ne băgăm în alta, deci dacă aveți vreo idee în ce mafie vreți să ne băgați, să ne scrieți în comentarii, bun? Hai să începem treaba, să nu uitați de like și subscribe dacă ești nou pe acest canal. Da, domnul, haideți, bă. Domnul, această informație nu se poate difulga oriunde, știți? Da, domn. Colegul, te descurci tu cu el sau? Da. Văd că faceți un pic de spor, să vedem un pic. Normal, domn. Luați în loc, domn. Desigur.
Bun, domnul. Putem vorbi? Da, domn. Bun. Am niște informații despre mafia Lupii Negri. Eu recent am ieșit din ea, deoarece nu mi-a plăcut cum se comportă șeful cu noi. Și am zis ca să dau un gât. Da, este o alegere, cum să spun. N-a fost chiar ok că, domnul, sunteți un infractor și că ați intrat într-o grupare mafiotă, dar... Desigur știu. Apreciez că ați venit să ne dați informații, de contează pentru noi. Sunt conștient că o să fac și pușcărie, probabil, dar mai bine mă risc. Acest șef nu merită să aibă o mafie. Este un excroc, ne-a mințit. Pe lângă asta mi-a furat și copilul. Am înțeles, domn. Deci cumva trebuia să ajung într-un final până la voi. Cu tot că nu-mi convine, dar trebuia să ajung. Da, domnul, ascult foarte bine. Ce aș dori să... Nu știu, eu v-aș da acum și locația dacă ar fi, nu... Numai vreau să vă prima pățești. Și în prima fază, cum să sunteți îmbrăcat dumneavoastră, așa este costumul? Da, acesta este costumul. Am venit rapid cum am fost. N-au măști de lup pe cap, nu? Au, dar nu tot timpul îi poartă. Doar la șafuri. Să nu fie recunoscuți. Da. Culoarea la mașini? Cu negre. Toate negre. Numele șefului? Este Claudiu. Are un sub șef ceva? Desigur. Mâna dreaptă? Unul pe nume Denis, cam așa e numele lui. Da. Am înțeles. Păi... am o mașină afară. Mm-hmm. Eventual ca să-mi puneți pe sistemul mașinii de navigație. Desigur. Mă uit acolo și văd strada, număr și rețin adresa. Aș putea să vă urmez și pe dumneavoastră sau trebuie să stau mai retras? Poftim. Aș putea să mă duc cu dumneavoastră? Chiar aș dori să-i văd pe ăștia închiși. A, când o să facem intervenția? Mhm. Dau, domnul, să o contactăm oricum. Intervenția va dura ceva timp. Nu știu okay. Cât. Stai că am greșit uși. Domnul, pe aici sunt birouri numai. Ah, e prima dată când vin în poliție. Nu știam că e așa încurcat. Pe aici, pe aici. Domnul, ce s-a întâmplat? Am împiedicat. Am înțeles. Și acum unde o să ies? Prin spate sau? Vreți să vă zic că habar n-am? Ok. Adică... gata, știu. Bine că văd niște jante acolo. Cred că sunt de la noi. Mafioții ăștia. Tentativele astea care am fost. E periculos să vii cu mine. Am fost în multe pericole, așa că e vreau și eu. Deci atunci cum facem? Anunțați dumneavoastră că n-ați terminat? Coleg! Poftim? Anunțați dumneavoastră că n-ați terminat? Ce se termină? Acest atac, să spun așa, contra acestor oameni. Da, o să vă anunț. Bine. Eventual vă găsesc și copil. Doamne ajută. Sper să-l poți găsi. A zis că dacă dau informații despre ei, pe că mă pun copilul în pericol, dar nu e o problemă că eu am furat mai multe arme de la ei și le-am pus la mine în casă. Am știut că ziua asta va veni. Aveți o mașină aici? Da, în stânga. Bun. V-aș ruga să așteptați aici. Ok. Băi, i-am dat în gât. Am făcut-o și pe asta, băieți. Am făcut-o. Deci pe lângă că... Asta e. Asta... Ne asumăm. Asta e. Deci, după cum am zis, dacă doriți să particip încă într-o facțiune, să spuneți ce facțiune ați dori. Aici, domnul, nu? Da. Ok, haideți să intrăm înăuntru.
Mai bine, aș prefera să mergem un pic mai spate, să nu ne vadă unul poate din ei. Că nu știi pe unde pot circula. De cât am înțeles, acum sunt la casa mafiei. Domnul, uitați-vă pe telefon dacă vă rog frumos. Am să scot telefonul din buzunar. Frumos telefon, domnul. E un S10, mi-am permis din atâtea jafuri. Uitați, acolo este. Ați văzut? Da, domnul, văd aici pe telefon, bulevardul Iulmaneu numărul 7. Bun, da, domnul. Da. Ce vreau să spun, aceasta, în curtea aia, în zona aia, sunt două mafii. Deci nu e doar una. E cea, nu prima pe dreapta cum intri, e da, 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 știu, e pe stânga, da, da, da. Da, da, da. Deci ca acolo, ca să știți. Atunci, cam cât timp pot să mă anunțați că eu cam încet o să ies din oraș până mai târziu. Pa, 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 pa. Domnul, aceste intervenții sunt semnate de domnul chestor general și cred că o săptămână domnul, nu știu, poate. Cred că ăla a fost șeful meu. Fostul șef. Bun, atunci eu o să mă duc să mă schimb. Cât de repede să nu fiu recunoscut. Și atunci da, o să-mi trimiteți un mesaj după ce ați rezolvat, ok? Ok, da. Bun, mersi frumos. O zi, o seară faină. O zi faină. Bine, băieți, aici am terminat. De acum încolo nu mai facem parte din această mafie. E totul legal ce am făcut. Nu am... am înțeles. S-a pus muzica aici, o să editez oricum. Nu... încălcăm o parte din regulament, asta e clar, deci... Băi, dacă ți-a plăcut acest episod, te invit călduros să apeși pe butonul de like și subscribe. Și, încă o dată, dacă vreți să mai participăm încă într-o mafie, la polițiști, nu știu, cum doriți, eu am să aplic la ei și vedem dacă suntem acceptați. Doar să-mi scrieți și voi în comentarii în ce mafie ați dori să participăm. Eu am fost Amepi și sper că ți-am făcut ziua mai bună. Apropo, cu perioada asta un pic mai... un pic mai dusă cu Pluta, deoarece nu pot să spun acest cuvânt pentru că nu se poate spune, mă scuzați. Sper că sunteți bine, sper că respectați regulamentul și sper că ceea ce vi s-a impus de guvern e mai bine așa decât să fie alte probleme. Bun, eu v-am lăsat, o zi cât mai frumos aveți, salut!